horoscop săptămânal. Berbec. Situația de la locul de muncă te împiedică să petreci timp de calitate cu persoana iubită. Este important să impui limite chiar dacă asta înseamnă să te contrazici cu superiorii tăi. Este o perioadă în care vezi dragostea cu alți ochi. Te bucuri de un farmec aparte, iar dacă ești singur, o relație nouă de prietenie este posibil să se transforme într-una de iubire. Bucură-te de aceste momente pentru că pot fi începutul unei mari iubiri. Te confrunți cu multă presiune la locul de muncă în această săptămână. Te simți copleșit, dar în același timp ești conștient că în viitor vei primi o răsplată pe măsură. Trebuie să ai grijă să nu cheltui deja banii pe care încă nici nu i-ai primit. Este o perioadă în care trebuie să te bazezi pe sfaturile și ajutorul oamenilor din anturajul tău. Taur. Este posibil să ai un schimb dur de replici cu persoana iubită. Tu și partenerul tău nu sunteți pe aceeași lungime de undă, dar asta nu înseamnă că trebuie să transformați orice discuție în contradictoriu într-o ceartă de proporții. Pe 27 iulie, Mercur va intra în casa a patra și te va ajuta să lași în urmă orice conflict. Te vei concentra mai mult asupra sentimentelor tale. Dacă ești singură, este important să-ți amintești care sunt valorile tale pentru o nouă relație și să nu le încalci cât de atrasă ești de o persoană pe care ai cunoscut-o recent. Vei avea o adevărată obsesie pentru a rezolva o problemă la locul de muncă. Ți se pare că totul este prea complicat și nu înțelegi care sunt cauzele problemelor cu care te confrunți. În această săptămână vei reuși să plătești unele datorii și te gândești tot mai mult la o afacere. De asemenea, vei avea unele acțiuni care implică niște costuri mari sau o tranzacție cu o sumă mare de bani. Gemeni. În această săptămână ești tentată să lași garda jos, dar în același timp îți este teamă că vei fi rănit. Simți că nu poți avea încredere și este mai bine să-ți asculți instinctul. Începând cu 27 iulie, Mercur va intra în casa comunicării și îți va fi mai ușor să vorbești despre ceea ce simți. Spre finalul săptămânii vei avea o dorință puternică de aventură și o atitudine mai deschisă în plan sentimental. Dacă ești deja într-o relație, poți descoperi că unele dintre obiceiurile tale îți afectează viața de cuplu. Modul în care îți exprimi emoțiile nu este întotdeauna potrivit. În această săptămână te simți presat să iei o decizie financiară majoră. La începutul săptămânii, Mercur va intra în casa banilor și va forma o opoziție cu Pluto, ceea ce îți va afecta legăturile care îți aduc bani. Trebuie să fii cât se poate de vigilent, pentru că va ieși la suprafață un secret legat de situația ta financiară. Ai grijă să analizezi cu atenție orice nouă oportunitate care sună prea bine ca să fie adevărată. Rac. Ai senzația că primești o energie negativă din partea persoanei iubite la începutul acestei săptămâni. Vei avea parte de unele conflicte pentru că simți că ești nevoit să accepți prea multe lucruri pe care nu le dorești. Nu este corect să fii de fiecare dată țapul ispășitor, oricât de mult iubești persoana. Pe 28 iulie, Jupiter retrograd va intra în casa a 8-a a intimității și a resurselor comune. Va începe astfel o perioadă în care vei fi încurajat să analizezi dacă merită să investești sentimente și încredere într-o relație. De asemenea, este un moment bun în care să lași garda jos și să-i permiți cuiva să te cunoască mai bine. Pe 27 iulie, Mercur intră în casa a doua banilor și vei avea tendința să te gândești mai mult la moduri în care să-ți sporești veniturile sau să-ți regândești planurile financiare pe termen lung. Este o perioadă în care poți să negociezi o mărire de salariu și să ceri banii pe care îi meriți. Jupiter va intra în clasa 8-a resurselor comune pe 28 iulie, ceea ce va face ca investițiile tale să fie foarte profitabile. Însă trebuie să fii prudent, pentru că Marte, în opoziție cu Jupiter, îți va aduce tendința de a risca prea mult. Investește doar atât cât ești dispus să pierzi dacă lucrurile nu merg cum trebuie. Leu. În această săptămână trebuie să înveți că este important să-ți pui propriile nevoi pe primul loc, dacă vrei să fii fericit cu tine însăți, dar și în relație. Jupiter va intra în casa a 7-a și sunt șanse mari ca o relație să devină foarte importantă pentru tine destul de repede. Interesul pentru o persoană va crește masiv și nivelul pasiunii va ajunge la cote înalte. Te concentrezi asupra lucrurilor pe care le poți face pentru a cuceri acea persoană care ți-a captat toată atenția. Este o situație potrivită pentru nativii din Leu care își caută jumătatea, dar poate deveni o reală problemă pentru cei care sunt deja într-o relație. Spre finalul săptămânii se anunță vești bune pentru tine în plan financiar.
Marte va intra în casa a doua banilor pe 29 iulie și sunt șanse mari să obții venituri suplimentare sau să câștigi mai mult decât ai sperat. Între tine și un colaborator, partener sau coleg apare o competiție care nu va face altceva decât să te impulsioneze să muncești mai mult, iar acest lucru îți va spori câștigurile. Fecioară. La începutul acestei săptămâni vei fi tentat de o aventură amoroasă care poate fi periculoasă sau chiar interzisă. Faptul că nu poți avea ceva îl face să fie și mai dezirabil. Ai grijă să-ți păstrezi atitudinea rațională care te caracterizează, pentru că riști să-ți dorești ceva doar de dragul aventurii. Pe de altă parte, Venus în zodia ta îți va arăta că este timpul să-ți evaluezi relația. Dacă o relație te trage înapoi și te împiedică să evoluezi, poate că este timpul să renunți. Fericirea este scopul suprem și nu ar trebui să o sacrifici doar pentru a păstra ceva din obișnuință. Apar noi posibilități în plan financiar și sunt șanse mari să găsești o oportunitate care îți va aduce mai mulți bani. Este o perioadă bună în care să faci schimbări legate de locul de muncă, fie că alegi un alt post, ceri o mărire de salariu sau îți schimbi jobul. Balanță. Este o perioadă în care ți este dificil să menții echilibrul între viața profesională și cea personală. Vei avea de-a face cu unele tensiuni în familie, pentru că atât tu cât și partenerul de viață veți da dovadă de mai multă sensibilitate și vă veți simți mai vulnerabili. Dacă ești singur, acum îți va fi mai ușor să întâlnești persoane noi și să-ți cauți jumătatea. Ai o atitudine romantică și ești entuziasmat de posibilitatea unei noi iubiri. În această săptămână riști să irosești bani fără să stai nicio clipă pe gânduri. Atunci când ai dubii cu privire la o achiziție, este indicat să te mai gândești puțin și să analizezi dacă ai cu adevărat nevoie de acel lucru. Te confrunți cu diferite evenimente în plan financiar și depinde numai de tine cum le vei gestiona. Scorpion. Ești dispus să abordezi subiecte delicate cu partenerul tău de viață în această săptămână. De asemenea, Jupiter va intra în casa a patra a căminului și familiei, ceea ce îți va pune în valoare dorința unui mediu liniștit și plăcut acasă. Ești pregătită să te dedici mai mult relației tale pentru a obține acel sentiment plăcut de încredere și siguranță. Este o perioadă bună în care să te muți cu jumătatea ta, dacă nu locuiți deja împreună, sau să demarați renovarea casei. Dacă ești singur, este posibil ca un prieten să îți dezvăluie care sentimente pentru tine. Îți dorești acele lucruri care te fac fericit. Dar odată ce Jupiter, retrograd, va intra în zodia Vărsător, pe 28 iulie, realizezi că multe dintre achizițiile care le faci nu îți sunt necesare. Este timpul să investești bani în locuința ta pentru a o transforma în casa visurilor tale. Dacă așteptai să primești bani în această săptămână, în urma unui contract sau parteneriat, este posibil să apară unele întârzieri. Săgetător. La începutul acestei săptămâni vei fi mai sensibilă și mai emoțională ca de obicei. Orice gest al partenerului de viață îți declanșează reacții intense. De pe 27 iulie situația se va îmbunătăți odată ce Mercur va intra în casa noua. Îți vei dori să profiți de orice oportunitate pentru a te simți bine și a te distra alături de persoana iubită. Este o perioadă bună în care să analizezi propriul stil de comunicare, cum poți să spui ceea ce vrei să transmiți, fără ca celălalt să înțeleagă greșit. Vei fi tentat ca în această săptămână să iei o decizie radicală în privința banilor. Este posibil să apară o oportunitate financiară care necesită să acționezi imediat. Poate fi un pas foarte important, deci trebuie să te gândești bine înainte să iei o decizie. Ai grijă la oportuniștii care nu-și doresc altceva decât să profite de pe urma ta. Capricorn. La începutul acestei săptămâni vei avea parte de multă acțiune în plan sentimental. Dacă ești singură, este posibil să întâlnești o persoană interesantă, însă trebuie să-ți amintești că dacă cineva ți-a acordat atenție, nu înseamnă neapărat că te respectă sau că are planuri serioase. Odată ce Mercur va intra în casa a opta a intuiției, vei reuși să observi mult mai ușor intențiile ascunse. În cazul în care ai o relație stabilă, simți nevoie de apropiere față de persoana iubită. Ești tentat să împingi limitele și să descoperi mai multe despre situația relației tale. Se anunță o perioadă bună din punct de vedere financiar pentru tine, după ce Jupiter, planeta norocului, va intra în casa banilor pe 28 iulie. Vor apărea oportunități financiare importante și șanse de a-ți crește economiile. De asemenea, vei învăța să apreciezi mai mult ceea ce ai deja. Vărsător.
Este o perioadă marcată de diferite temeri legate de viața sentimentală. Ai parte de neînțelegeri cu persoana iubită, iar sinceritatea este cea mai bună cale de a le rezolva. Îți dorești să îți implici partenerul în cât mai multe aspecte ale vieții tale. Faptul că vei acorda mai multă atenție partenerului tău va aduce o îmbunătățire semnificativă în cuplu. Dacă ești singură, o nouă poveste de iubire ar putea să-ți aducă fluturi în stomac, începând cu 29 iulie, când Marte, planeta pasiunii, va intra în sectorul relațiilor. Însă, în același timp, acest aspect te poate îndemna să acționezi mai rapid decât ai face în mod normal. Nu este nevoie să te grăbești. În această săptămână te vei gândi la moduri în care să folosești banii pe care îi ai deja pentru a obține mai multe câștiguri financiare. Apare posibilitatea unei investiții, însă va trebui să faci unele compromisuri. Sectorul parteneriatelor este pus în valoare în această perioadă, iar banii pot veni în urma unei asocieri sau colaborări. Pești. Săptămâna aceasta vei realiza că iubirea se bazează și pe prietenie. Dacă ești singur, există șansa să apară în viața ta o nouă relație amoroasă bazată pe preocupări comune. Sentimentele pe care le ai pentru cineva care ți este prieten te vor face să acționezi și să mărturisești ce simți. Nativii din zodia Pești care au deja o relație stabilă vor învăța în această săptămână cât importantă este independența în cuplu. Pentru a aprecia compania partenerului tău, trebuie în primul rând să te simți bine în propria ta piele și să te accepți în totalitate. Trebuie să devii mai independentă, iar acest lucru îți va aduce beneficii și în relația cu persoana iubită. În această săptămână te vei confrunta cu faptul că fondurile pe care le ai sau banii pe care îi câștigi să nu-ți ajungă pentru a-ți urma pasiunea. Apar dorințe de a câștiga mai mult, chiar dacă asta înseamnă să-ți asumi responsabilități în plus. Ai grijă să nu promiți mai mult decât poți face. Chiar dacă îți dorești foarte mult ceva costisitor, nu înseamnă că trebuie să te dai peste cap ca să obții de pe o zi pe alta. Încearcă să economisești mai mult. Horoscopul săptămânii.